Vă salut! În urmă cu ceva timp au intervenit niște probleme la mulți utilizatori și cei care administrează YouTube au schimbat regulile comunității. Deși sunt utilizatori care au primit avertizmente și strike-uri, la mine problema e ceva mai domestică, ca să zic așa. Și mă deranjează faptul că nu mai pot monetiza nimic. Am apucat de două să scot ceva bănuți anul trecut, după care poliția youtubiană a fost sesizată că am încărcat videoclipuri aparținând altora și a decis să-mi închidă monetizarea potrivit noilor reguli. Drept urmare, am șters peste 400 de videoclipuri de pe canal, cele cu avertizmente de copyright, sperând că e suficient. Dar le-am șters degeaba. În general, se pare că practic nu mai e dreptul de a folosi videoclipul nimănui, în special tradus, fără aprobări speciale. Cu alte cuvinte, pentru a scoate ceva bani din ce muncești și postezi, trebuie să fii complet original, fără să folosești materiale, cel puțin video, de la alții. Ca să pot monetiza din nou canalul, ar fi însemnat să șterg aproape toate videoclipurile, ce ar fi însemnat un fel de autosabotaj și deci compromiterea conținutului. Nici măcar nu ar fi avut vreo garanție că pot reface monetizarea. Am vrut inițial să nu mai postez nimic din cauza acestor restricții care le consider abuzive. Dar am ales în cele din urmă o cale de mijloc. Să folosesc în viitorul apropiat un alt canal pentru monetizare, iar pe acesta să postez videoclipuri traduse, în măsura în care, bineînțeles, să nu mă aleg și cu un strike, cum mi s-a întâmplat altora. Cam asta este o parte din schimbarea regulilor comunității, iar restricțiile aș spera să se oprească înainte de un nedorit abuz care se poate transforma într-un fascism online. Mulțumesc celor care au avut răbdare să mă asculte până la capăt. Pe curând!